și după întrevederea cu Claus Iohannis, cancelarul Olaf Scholz a fost primit de premierul Nicolae Ciucă la Palatul Victoria. Cei doi au avut și au chiar în aceste momente o discuție tet, tet iar ulterior Scholz va merge înapoi la Cotroceni. Aici cancelarul și președintele Iohannis se vor întâlni cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru o discuție comună. În cadrul acesteia se vor aborda aspecte cu privire la susținerea în continuare a Republicii Moldova. După întrevedere este prevăzută o conferință de presă comună.